Începe rațiunea zilei în doar câteva secunde. Suntem și live pe Facebook, pagina Radio Europa FM. Cătălin Striblea s-a reîntors în studio de la România Direct. Bine ai venit, Cătălin. N-am citit cel mai tare banc al zilei pe... Ai un banc pentru noi, da? Da, e pe Facebook, nu e banc, e o constatare, dar mă rog, cred că se poate transforma în banc. E scris de o jurnalistă, Diana Popescu. Ne zice în felul următor, zice, astăzi domnul Iohannis, cred că ai văzut și tu, nu? S-a dat la știri. S-a dus să strângă gunoaie, da? Exact, și zice Diana, șmecher era dacă se ducea duminică în sectorul 1 să le strângă. Era cea mai bună idee, era cea mai bună idee, da, să fi venit. Nu, sau de ziua mediului, sâmbătă. Da, parcă sâmbătă, da, ziua, da, mediului. Da, 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 asta e. S-a dus mai înspre Argeș, așa, domnul președinte. Da, da. Dar o acțiune până la urmă pe care aș vrea să o văd mai des și nu neapărat de la președinți, prim-ministri și alți politicieni, da, ci din partea noastră, locuitorilor acestei planete și evident, acestei țări. Despre asta ar fi vorba, adică nu e nevoie să meargă domnul președinte să le strângă. Uite, probabil că multă lume, eu am mai spus cum sunt exemplele date de politicieni, probabil că multă lume strâmbă din NASA acum și zice, ce mă, te-ai dus să-ți faci imagine? Da. Te poți întreba și de chestia, da, asta. Ideea de bază e că poți face asta în fiecare zi și poți, mă, chiar zilele trecute am văzut pe cineva așa din gona mașinii, cum aruncă mucul ăla de țigară. Serios, dar dacă poți să fumezi în mașină și nu te deranjează în timp ce fumezi în mașină, de ce te deranjează mucul ăla de țigară în... Da. În cum se cheamă, mă, că am și uitat. În scrumieră. Scrumieră, așa, scrumieră. Da. Dar nici nu mai știu dacă e opțiunea asta la mașinile astea. Nici nu mai este, da. Nici nu mai s-ar putea să plătești bani, știi, pentru un kit de fumători, cred că așa se numește. Păi, dar îți faci dintr-o conservă din aia de, ca pe vremuri, dintr-o de aia de cafea. A, sau o sticlă cu puțină apă, îi pui dopul, da, să nu mai miroasă. Se găsesc soluții. Ca fost fumător de astfel de țigări, eu știu, da, că așa procedam, cu o sticlă pe care... Deci se poate, nu? Se poate și fără, poate, să arunci, da, eu niciodată n-am putut să fumez mașină la... Dacă eram, mă duceam în altă parte, în mașină, mi se pare, da, prea mic spațiu. Mă rog, în fine, asta e altă discuție. Hai să-l criticăm pe domnul Iohannis de adevărat. Lasă asta, că okay, a fost la gunoi, că foarte bine a făcut, că s-a dus să stă. Unde a fost? La gunoaie. Oh, el a fost într-un loc frumos, dar dacă era gunoi, unde să... Începe rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Pentru că avem un milion de alte probleme pe cap, trebuie să vă spun că între timp a apărut și celebrul raport MCV, care ne însoțește ca nație, societate și, știu eu, administrație de la intrarea în Uniunea Europeană. Zim că e favorabil, zim nu, că... Nu, n-am cum să zic, nu? Asta, ba dimpotrivă, zic că mai rămâne cu noi și că o să mai stea mult și bine. Pentru cine a uitat, nu știe, a trecut vreme de când n-am mai vorbit, când vedeam asta pe vremea domnului Dragnea sau a lui Adrian Năstase, exploda lumea în aer, dar acum chiar avem și alte probleme. Deci ăsta e mecanismul ăla de cooperare și verificare pe care Uniunea Europeană ne l-a pus ca o condiție când am intrat în Uniune. Și a zis, bă, la voi cu justiția sunt niște probleme. Ba aveți corupție, ba nu funcționează anticorupția, ba aveți tot felul de mecanisme viciate în justiție, decizie politică peste justiție, nu merge treaba. Trebuie să schimbați. Și din 2007 tot schimbăm la el, schimbăm de nu se mai poate. E, acum, ăsta se dă o dată pe an, acum vine și face niște constatări. Partea proastă în toată chestiunea asta nu e că, cum să zic, că a rămas, că asta nu ne miră că a rămas. Când va da Dumnezeu să vină ziua aia, să ne zică, bă, uite ce e problema, o să plece. Partea proastă este că, în realitate, într-un an și jumătate de când s-a schimbat puterea, nu s-au corectat lucruri pe care le făcuse PSD-ul. Și să spunem chestiunea asta, știți că venirea PSD-ului cu guvernările Dragnea și cu majoritatea aceea parlamentară a dus la niște chestiuni în justiție care au fost privite cu semnul întrebării și de parte din societate și de Comisia Europeană. Și a rămas că după ce pleacă domnul Dragnea, ne luăm justiția înapoi, cum ar veni, au zis PNL și USR, au zis, mamă, stați să vedeți. Păi să ne aducem aminte și de protestele din Piața Victoriei. Exact, exact. Și au venit oameni și au zis, bazați-vă pe noi, că noi rezolvăm treaba. E, între timp a venit și raportul. Două au venit între timp. Hai, las că la primul, care era în primăvara anului trecut, ziceam... A venit prea curând. Bă, după... e prea curând, au avut câteva luni, să vedeți, să înțelegeți și așa mai departe. E, nu, ăsta e la un an jumate.
Și ce să vezi, că Comisia Europeană vine și zice, prieteni, desființarea SIJ, a secției de, mă rog, de infracțiuni împotriva justiției, pe tot acolo SIJ, da? Ați zis că faceți treaba asta. Nu s-a făcut. De asemenea, nu s-a modificat regimul sancțiunilor disciplinare în cazul magistraților. Ați zis că faceți? Ați zis că faceți, da. Nu s-a rezolvat cu numirea noilor șefi la inspecția judiciară. Tot domnul netejorul acolo. Nu s-a stabilit cenz cu procurorii șefi care au fost numiți de către actuala putere în ciuda avizilor negative de la CSM. Și Comisia Europeană a zis, bă, a zis că rezolvați asta. Nu s-a rezolvat nici chestiunea asta. Și sigur că mai sunt lucruri care sunt chiar de specialitate, chiar de sistem pe care oamenii ăștia le-au promis și nu s-au rezolvat. Care o fi explicațiile? N-a fost timp suficient sau? Astea sunt procese care durează. Deci nu merg cu o critică până la capăt. Astea sunt lucruri care se așează în timp. Au nevoie de regândire, majorități calificate în unele situații, sprijin politic major, înțelegeri de coaliție și așa mai departe. Dar sunt lucruri care puteau fi rezolvate destul de repede. Și aici eu cred că, de fapt, o parte semnificativă, mai ales din PNL, așa, în tăcere, se bucură de chestiile astea. Adică, această clasă politică veche are diverse interese sau o viziune, să nu zic interese, că, na, că încă nu i-am dovedit, dar poate îi dovedim. Dar are o viziune care se apropia de cea a domnului Dragnea. Adică, de multe ori PNL-ului i-a plăcut ca Dragnea să scoată castanele pe care și ei le voiau scoase de acolo. Cu ce ne afectează pe noi acest raport, acest MCV, ca să fim, lucrul cel mai concret? Da, ăsta e lucrul cel mai concret. Ăsta e lucrul de care se agață țările care nu ne vor acolo. Țările care nu ne vor acolo. De exemplu, când vine discuție, Olanda imediat scoate stegulețul. Știți că acum Comisia Europeană a trimis un apel din ăsta, a făcut și a zis, România, pregătește-te că noi te vrem. Uh-huh. A fost un semnal politic foarte important venit de la doamna Varden. A fost primul de genul ăsta. Da, n-a venit nimeni să zică până acum și a zis, România, băi, noi o să facem niște chestii extraordinare. Doar că aceste decizii la nivel de Schengen, să zicem, să iau cum toate mâinile sus. Dacă a zis unul că nu e așa, pe o chestiune e veto. De fiecare dată când vine vorba de aderare, sunt țări care au interesul ca România să nu fie acolo sau nu ne vor din diverse rațiuni și vin și scot chestia asta și zic, băi, România, nu ți-ai făcut treaba. Ia uite, statul tău de drept, că de fapt azi zice, statul tău de drept nu funcționează. Dar, dincolo de relația asta, chiar sunt niște probleme pentru societatea românească în funcționalitatea acestor instituții. Știi, uneori pare că suntem și puțin pedepsiți, așa că nu cred eu că marea corupție există doar în România, marea, mică. În Bulgaria, mecanismul ăsta a fost scos acum 2 ani. La noi a fost șoc și groază, dacă vă mai aduceți aminte, pentru că Bulgaria, băi, țara aia unde explodează mașini, ca și în România mai nou, da, unde au loc asasinate, corupție, adică vedem niște imagini de acolo de te doare mintea. La bulgari s-a scos acum 2 ani și noi am zis, bă, nu se poate ca Bulgaria, chiar, care are niște probleme, să fie scoase. Motivul pentru care a fost scos acum mie neclar, pentru că Bulgaria în continuare a rămas cu problemele ei, iar ca să vezi chestiune, Statele Unite s-au uitat în Bulgaria și au interzis anumitor oameni de afaceri, persoane, personalități, știu, oficiali, chiar și unor companii care sunt suspectate de acte abuzive, de corupție și tot felul de lucruri de genul ăsta, să aibă afaceri cu parteneri americani sau să intre în America. Adică acolo a fost o decizie politică favorabilă Bulgariei într-un context care probabil trebuia să le dea lor un impuls, dar problemele nu s-au rezolvat. În ce ne privește pe noi, lucrurile sunt mai clare. Adică ei penalizează ceea ce pare a fi și în acest moment o lipsă de voință politică. Sper doar să nu avem aceeași discuție peste încă un an și jumătate. Ce zici? Sper. Hai să ne uităm. Suntem 8 iunie, da? Mamă, o să vină, deci 8 iunie, acum urmează vacanța de vară, după care la toamnă de-abia ne adunăm, ne nu știu ce, ne nu știu cum, dacă mai vine și o țară de pandemie. Doamne ferește. Cătălin Striblea, mulțumim foarte mult pentru comentarii. Te așteptăm din nou alături de noi la România în direct. Apasă play și uită de probleme pentru vreme. It relaxes me, calms me down. Europa FM.